Eva Manole are 7 ani și locuiește în București alături de mama, tatăl și fratele ei Nicolas. Evei îi place să se joace cu păpușile, cu fratele ei board games și volei. Pasiunile ei sunt dansul, gimnastica... Mie îmi place foarte mult la dansuri, învățăm și niște chestii noi, mai învățăm și să ridicăm niște colegi în șpagat. Și la gimnastică, eu nu merg la gimnastică, dar că am aflat că știu să fac multe chestii de la gimnastică. Adică să fac roata, șpagată, sfoara, să stau în mâini, așa. Și atletismul. Alergăm, sărim la groapa de nisip și mai și alergăm 2 ture de teren și terenul e foarte mare, fără oprire. Când se face mare, vrea să devină cântăreață sau dansatoare. Îmi place de Andra Gagan foarte mult, mă și uit la ea, n-am fost la niciun concert, dar le-am văzut pe YouTube. Că normal concerturile ei se puse și pe YouTube. Și la dansuri, mie îmi place să dansez în fața juriului. N-am făcut asta, dar cred că o să-mi placă. Eva are un sfat pentru copii. Să asculte de părinți și să meargă mai departe cu visul lor. Săptămâna aceasta, la Școala de Supereroi Țibiți învață oul pe găină, oul este Eva Manole de 7 ani. Urmărește-o cum crește supererou.